pe M, C. Și că A e pe M, C. Deci dacă îl prelungesc, ea pică pe Nicola. Nicola. Paște sau două triggeri la comparare. Desenul mai mai complicat acum. S-au complicat? Desenul. Hai să... Păi trebuie să arătăm că A este perpendicular pe MC. A e, da. Perpendicular pe MC, corect. Putem să arătăm A. Și acolo unde cade perpendicular este vreo literă? Da, punem o literă. Cât ce mai este? Yes. Yes. Putem să luăm spre comparare triunghiurile. A, C, S. A, C, S. S, da. Și A, S, M. A, S, M. Păi, noi știm că unghiul A, C, A, C, M este 60 de grade. A, C, M, 60 de grade, știm asta, da. Da. Și din problema trecută, știam că acesta era echilateral. Și știm că este echilateral, știm că și unghiurile CA, M și CMA sunt tot de 60 de grade. De acord. Deci știm că cele două sunt congruente. Cele două sunt congruente? Da, și... Nu știu că sunt congruente, că sunt unul la mijloc. Da, eu mai aduc unghiuri. Și cu toate unghiurile sunt congruente. Nu am. E cât astea de 60 și astea de 60. Păi unghiul e de 60? Care? Unghiul A, de sus. Ăsta tot, dar nu știu cum a fost împărțit. Am și un motiv să spun că a fost împărțit în două. Triunghiul este isoscel, dar nu știu calitatea asta, dar păi știu că trece. Nu degeaba D este cât D, B. Dacă nu ne agățăm de asta, nu facem problemă. Că au zis cât de E, cât de B. Păi. Încercăm problema fără... Cum n-am construit noi pie? Când cât de E, de E să fie cât de B. Asta trebuie să finez problema. Putem să vedem niște unghiuri congruente. Forma de secantă? Pentru că observ că este secanta CB și dreptele AS și AM. Se formează 8 unghiuri. Da, dar nu ai congruențe. Deci tăiate de o secantă, dar nu știi de paralelism ceva care să te ajute. De regulă, în problemele în care n-ai paralelismul, nu te duci spre alterni interne, alterni externe, da, corespunde. Da, asta cu TR egal cu TB. Da, asta trebuie folosită, fără discuții. Da. Deci trebuie foarte tare chestia asta. Păi dacă ED este cât DB, da, înseamnă că AM este cât AD, AM. AM este egal AD plus DM. AM egal cu AD plus DM. Esențial. Ce fel de triunghiul fiu are A, E, B? A, E, B. A, E, B. Păi, echilateral. Ce motiv ai? Păi, știu că unghiul B este de 60 de grade. Da. Știu că unghiul, că dreptele ED și DB sunt congruente. Segmentele. Da. Da.
Și mai știu că A, D sunt este latură comună. Da. Știi ce rezultă cu unghiul? A, D, A, B, D A, B, D e cât A e D. A, B, D, cât A e D. D. Din congruența triunghiilor, nu? Da. Sau altfel spus, în triunghiul A e B. Ce este A, D? A, D? Da. Mai e B. Păi, nu, dacă triunghiul este echilateral... Stai o secundă. Ea este sigur că... Da, median. Pare. E perpendiculară mediatoare. Da. Mediatoare, mediana. Stop! Dacă mediatoare și mediană... Împarte segmentul mijloc. Păi, știm că... Da. Tocmai de-aia am vorbit de mediană și mediatoare, că pe mijloc și și prin vârf, e înălțime. Deci mediană, mediatoare, înălțime, e și... E și toare. Sectoare, da. Atunci unghiul ăsta câte grade are aici? Păi e 30 de grade. Și atunci ăsta cât va fi? Tot 30 de grade. De ce era 30 de grade? Că 60 cu 30, 60 cu 30, da? 30 cu 30. Tot 30. Cu 60, 180. Și atunci unde te duci tu să vedem? Ăsta de aici de câte grade este? De 60. Ăsta e de 60. Sau, după ce le prinzi pe ăsta de 30... Ba nu, dar aici poate să-ți problema. Ia să văd. Că știu că A, C, M este de 60 de grade. A, C, M... Știu că A, M, S este tot de 60 de grade. Sigur că da, 60 de grade. Știi da. Ce rezultă cu unghiul A, nu, C, A, M este de 60 de grade? C, A, M... Știu că 60 de grade. Știu asta. De aici rezultă că AS, fiindcă este triunghiul echilateral, așa. AS este mediatoare, mediană, înălțime. Tot unghiul ăsta cât era așa? Tot unghiul? Păi vine 60 plus 90. 90. 90 era, da? Și atunci rămâne și asta să fie tot de 30. Da, tot 30 de grade. Și atunci ce este? E mediatoare, mediană, înălțime, bisectoare și atât. Și atunci este perpendiculară. Da. În felul ăsta ai prins rapid problema. Ce ți-a lipsit ție ca să duci raționamentul la... Unde erai blocat? Să văd de esențialul. Atunci când înainte să folosesc triunghiul, A, E, B. Da. Dacă foloseam triunghiul A, E, B, de acolo problema era rezolvată. Da. Deci trebuia în triunghiul A, E, B să te duci. Să-mi văd că E, D este cât D, B. Esențial era dat de acolo luam spre comparare, aflam cât este unghiul. B, D, cât D e. M-așteptam. Asta nu vă luam. Da. Și de acolo aflam măsurile. Mă îndreptam spre triunghiul care îmi trebuia mie. Sigur că da. Deci, și era... În clipa în care ai sesizat că AD este mediană și mediatoare, e și înălțime și bisectoare, îndată te duceai fie 30, 30 și 60 aici, da. Fie 60, 60 deodată aici. Și dacă ziceai cu 60, te duceai, puteai să mergi pe partea asta altă, că 60 e opus la vârf, 60. 30 ala aveai deja. Era 90 de grade. Era 90 de grade aici. Dar tu te-ai dus pe altă parte și mi-ai văzut aici bisectoare și te-am lăsat. Ai zis 30 și 30. Din 90 rămâne 30. Te-ai dus în triunghiul ăsta și știai că e echilateral. Și iată vasta bisectoare într-un triunghi echilateral, e și înălțime și mediană. Deci bă, dar e frumoasă soluția. Deci, vezi, la o problemă putem vedea mai multe variante, mai multe soluții. Puteam din dată, dar esențial a fost DB cât D e. La punctul E, la punctul C, autorul nu degeaba zice, prelungiți pe DC, așa cât eu este pe DC, dar nu oricum, cât BD să fie cât D e. Aici s-a aflat punctul, sunt sigur. Asta trebuie valorificat. Din nou este clar, nu încercăm să facem o problemă fără să ne uităm bine la ipoteză. Ce-ți dă autorul? Punctul acela. Și mai important rămâne iarăși să folosim punctele din urmă. Da? Tot ce cer din față, tot ce am făcut, deja
câștiguri. De așa se adaugă ipoteze. Că tu ai muncit, ai rezultatele acelea. Și pentru punctul C, trebuie să te folosești de rezultatele. Că triunghiul A, B, A, M, C, echilateral, e lucru știu de tine. Și am mai găsit o soluție, domn profesor. Te rog. Nu, ne spunea că A, E este cât e C. A, E. Cât e C. E C. A, E, cât e C. De unde știam asta? De la punctul C. Jos. Așa, A, și e. Dacă știam că A, E este cât E, C. Dar nu ne-a dat, mi se pare că trebuie să demonstrăm asta. Trebuie să demonstrăm și asta. Noi ne-am zis un AE și AE perpendicular. Deci astea două trebuie să facem. Noi ne-am zis numai cât perpendicularitate. Hai să vedem și AE cât e cât. Cum o găsește? AE cu EC. Știu că AC este cât AM. Da, AC cât AM, da. Dacă C am E era triunghi sos cel. De ce înseamnă să arăți că AE este cât e C? Păi știam că A C E este triunghi sos cel. A C E? Păi nu știu. Ba da. De unde știi că e sos? Unghiile de la bază sunt congruente. Aaa, stai. Și dacă ei sunt congruente, deci noi ne-am lipit de 30 aici. Da, de asta. Și ai 30-30, de triunghiul este isosceles, atunci A, E... Că dacă ne mai dădea că și A, E este cât C, E, să ne arătăm, era în plus, mai era deja văzut că știam deci că... Deci ne-a cerut asta. Da. Ai înțeles, da? Da. Deci asta trebuia demonstrat. Și în timp cursul raționamentului ne-am avut. 30 aici, 30 așa o știam. Deci știam că unghiile la bază sunt congruente, adică și laturile sunt congruente și este triunghi sos cel. Deci așa este lucrat asta. Redactezi tu asta? Da. Grijă, da? Da. Deci, din nou, putem spune că am parcurs așa cu atenție și putem în discuție vedea mai multe variante, mai multe soluții. Așa că redactarea o faci tu, da? Da. La revedere, la revedere, să nu uitați să dați like și share, să vă amânați la propriu online. La revedere! La revedere, dragilor!